am ajuns la mal. Am vrut să vă arăt scrumbiile. Vă spuneam de prietenii mei, l-au cumpărat. Sunt aici, l-au adus cu gheață. Da? Arăt una. Așa e, și aici avem gheață. Sunt de la firmă. Mi-au adus și bonul. Ia să vedem. Ăsta e bonul. Dacă am udat, dar o să-l păstrez, că cine știe cine mai vine. Și să nu avem probleme. Deși putem foarte bine să zice că l-am prins. Mare lucru. Așa, acum mă apuc de curățat scrumbia, o să facem scrumbie la grătar. E o scrumbiuță drăgălașă, așa. Opa. O să pun aici. Cuțitul ăsta, vă spuneam că e foarte ascuțit. O să prefer să curăț așa cu partea cealaltă. Nu vreau să mă tai. Mai alunecă și te mai lovește aici. De altfel, dacă ați urmărit filmele trecute, știți că mă mai ciupesc. Asta e. Asta e. Am o găleată cu apă, cum v-am obișnuit. Da, m-am atins deja, dar nu mai am nicio spaimă. O pun în găleata cu apă, nu e nicio problemă, chiar dacă rămân solzi acolo, solzii cad la fund. V-am spus că nu-mi place să le amestec așa la niciun fel de pește. Am stilul meu de curățat, vreau să lucrez cât mai ordonat. Asta e scumbie de Dunăre, Alosa Pontica se numește. Pe denumirea științifică e rudă cu heringul, urcă pe aici prin Marea Neagră, prin Marea Caspică, pe gurile Donului, a fluvilor care se varsă în, și depune icrele. Exemplare s-au găsit și pe la Budapesta, probabil că urcă și mai sus, depinde de condiții de înmulțire. Nu mai știu câte icre depune, n-aș vrea să vă amestec vreo, că sunt 500 de mii, că sunt 600, mă rog. Unii cercetători au calculat și lucrul ăsta, dar știu că are niște proprietăți deosebite. E foarte gustoasă și sănătoasă. Uleiuri esențiale, omega 3, 6, foarte bună. Astăzi facem scrumbie la grătar. Pe malul apei, cum v-am obișnuit, nu pescuiesc, pentru că mi-am luat două țaparine, dar o să vi le prezint. Nu pescuiesc pentru că am feng shui-ul dat peste cap așa și chiar nu mai am chef de pescuit, doar o să stăm să vorbim și să gătim. Uneori mai fac și lucruri de astea, bine că mi-am reparat motorul și am putut să ajung până aici. Mă rog, l-am reparat, o să vedem cât l-am reparat, pentru că peste o săptămână, două, vreau să duc la cineva care chiar să pricepe. Așa, l-am curățat de solzi, din câte mi-au zis prietenii mei, sunt vreo 8. O să vă arăt și cum le curăț de mațe, cum le tai și cum le pregătesc, le sărăsc și atât. Mai sunt niște rețete foarte interesante cu verdeață, cu, se face o salsa de asta, din ce prinzi, pătrunjel, mărar, leuștean, faci o salsa cu ulei așa și umpli, după ce umpli scrumbia sau pui și între tăieturi și apoi se face pe grătar sau la cuptor. Și așa e foarte bună, dar noi o preferăm mai simplă. Nici nu avem la îndemână toate lucrurile astea de care v-am spus. O să o mâncăm ca atare, scrumbie la grătar cu puțină lămâie. Scol tocătorul, solzii cad la fund. Da? Cuțitul, după care urmează eviscerarea. Am renunțat la tradiționalul rucsac de pescuit, tocmai pentru lada asta, pe care poți să stai bine, dacă odată mea s-a rupt din a doua, nu din prima.
putem să... Da, o să lipesc ceva pe ea și o să o folosesc în continuare, dar e bună și ca masă și toate lucrurile sunt destul de ordonate înăuntru, față de rucsacul ăla tradițional, de armată, cu care, mă rog, mai eram obișnuit să mai merg așa, din motive pur ergonomice, nu din alt motiv. Așa, icrele astea sunt foarte bune. Da, probabil că o să le aruncăm astăzi. Aici. La orice pește rămâne pe... rămâne pe șira spinării bucata asta de sânge. O tăiem pentru ca să ne vină mai ușor la spălat, da? Și pleacă înapoi la... găleată. Următoarea și tot așa. Între timp am curățat și am spălat scrumbia. E suficient de spălată, e foarte proaspătă, cum am zis. Urmează cârbuitul, cum se zice pe aici, scrijelatul. Și vă arăt imediat despre ce e vorba. O să iau o parte din ea, am schimbat și apa. O să iau o parte din ea, să o repun în apă aici. N-am unde, în mod normal n-aș fi făcut asta. Dar nu mai am niciun vas, nu mai am nimic. Și o să clătesc un pic și tocătorul meu. Așa. Să fie curat. Bun, acum. În legătură cu tăieturile astea am văzut mai multe feluri. Sunt unii care preferă o tăietură foarte fină, ceva de genul așa, sau le tai așa, pe toată suprafața scrumbiei, una lângă alta, așa, n-aș vrea să o stric. Mie personal nu-mi place tăietura asta. Prefer să tai scrumbia mai mare puțin, cam la un centimetru, da? Fără să ating burta. Cum vă spuneam, cuțitul ăsta taie destul de bine. Merg mai departe. Da? Am o scrumbie. Am o sacoșe lângă mine. Nu o mai pun în apă pentru că iese gustul. Și o pun aici în sacoșe, urmând să le sărez pe toate imediat după ce le cărbuiesc. Da? Deci o tăietură la un centimetru e suficientă. Din punctul meu de vedere, e foarte bună. Pentru copilaș, într-adevăr, am putea să tăiem mai fin, să nu se nece cu vreun os. Deși și acolo trebuie să mănânce cu atenție. Da? Așa arată. Așa, suntem la momentul de sărat. Scrumbia e în pungă aici. Am aruncat apa din găleată, efectiv nu mai am unde să o pun, o să o pun în găleată, după care o transfer din nou în pungă. Păi eliberez găleata, ce să faci, asta e pe baltă. Am pus puțină sare în mână, cum v-am obișnuit, și încep să sărez scrumbia, nu foarte tare, puțin pe degete aici, da? Și numai o mângâie așa, cu un pic de sare. Nici nesărată nu trebuie să fie, dar nici potroacă. Trec la următoarea. Am pe degete sare, pun în stomac, în burtă, da? De fapt, în burtă, nu stomac, că nu mai are, că l-am scos. Și dau peste tot. Da? Când rămân fără sare, mai pun încă puțin tot așa în mână. După operațiunea asta o să strângem niște lemne. N-avem cărbuni, va fi destul de dificil să facem, nu știu, o să ne descurcăm cumva, să facem scrumbia asta fără cărbun, dar, mă rog, nici dacii n-aveau cărbuni, dar scrumbie sigur aveau. Da? Mai rămâne câte un maț pe aici, nu e nicio problemă, puteți să-l păstrați sau să-l aruncați pe taie, n-are nimic, nu e toxic, nu alterează cu nimic.